Întâlnire de gradul 0 de 1 martie între doi mari campioni României. Marele handbalist Vasile Stângă, director sportiv în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua, i-a făcut o surpriză la prima oră multiplei campione olimpice Elizabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj și fost comandant al clubului Dinamo, dăruindu-i un mărțișor și depănând amintiri de la marile competiții la care au participat. Am plecat de acasă hotărât, am în federație și în față surpriză. Uite, Vasile mi oferă da. un mărțișor cu... Uh, sigla clubului Steaua. Este extraordinar de frumos. Aveți vreun simbol care să vă poarte noroc la mărțișor, trifoi, coșar? Să știi că norocul este și cum ți-l faci, așa că fie că vine coșarul, fie că ai un trifoi în geantă sau în buzunar, cred că nu asta este important. Ați rupt multe inimi în tinerețe? <laughs> Mamă, ce întrebare zi! Nu e... <laughs> Să nu, nu ca să nu supăr bănevoastră, da. Rivalitatea sportivă dintre cele mai mari cluburi ale României, Steaua și Dinamo, a dus de-a lungul anilor la apariția marilor performanțe românești în concursurile internaționale, jocurile olimpice, campionate mondiale sau continentale.